dragi prieteni, astăzi facem... Bună, dragi prieteni, astăzi facem Q&A de pe Instagram. Care v-am rugat să-mi scrieți întrebări pe Instagram. Așa că să începem. De ce ai două nume? Este o poveste destul de interesantă. Mama mea vroia Mirela, vă povestesc mai pe scurt. Mama mea vroia Mirela, frații mei vroiau Darea și le-au combinat și așa Darea Mirela. Ai animale de companie. Am... nu știu cum să vă spun dacă am unul sau două animale. Am avut doi câini și unul a fugit și acum am unul. Îl cheamă Timmy. Care este culoarea ta preferată? Culoarea mea preferată este mov deschis și roz deschis. Următoarea întrebare nu este chiar o întrebare, dar nu uitați să dați follow pe Insta și abonați-vă pe YouTube. Am trei frați mai mari. Ce părere ai de fetele de la Angels Dance? Rălfina, Lena, Nastia și Ariana. Fete foarte muncitoare, foarte bravo. Le mulțumesc pentru toate dansurile care au dansat și pentru că au pus destul de mult efort. Și... ok, mai departe. Cine la ce oră noi facem vlogul ăsta? Da, deci este ora... 12. Da, 12 fără 7 minute. Câți abonați crezi că vei face în 2030? Deci, pentru că acum avem 1000 și ceva de abonați. Apropo, vă mulțumesc pentru cei 1000 de abonați pe care am făcut pe acest canal și nu uitați să intrați și să vedeți shortul pe care l-am postat. În ce oraș trăiesc? Trăiesc în Chișinău. Pepsi sau cola? Am băut cola pentru un timp destul de îndelungat și când am băut din nou, parcă simțeam zahăr. Zahărul. Simțeam cum e dezolvat și nu, nu prea îmi place. Zero zahăr. Oricum, cola. Dar ți-o plăcintă, depinde. Dacă e plăcintă cu vișine, contra la, nu știu, un tort cu... Oreo. O... amândouă. În toate plăcintele, plăcinta cu vișine e preferata mea. Da. Numește trei lucruri care se află acum lângă tine. Nu este neapărat un lucru, dar este Nathan, canapeaua și Cătălina. Cum e vremea de afară în momentul ăsta? Este noaptea. Este ora 2... E 12? 3 minute până la ora 12. Da, așa se filmează vlogurile, oameni buni. La ce oră te-ai trezit azi dimineață? Deci, m-am trezit la 7:30, așa cum e ora 12 și am avut concert. Ce ai făcut ultima oară duș azi dimineață? Care a fost ultimul film pe care l-ai vizionat? Ultimul film pe care l-am vizionat este Emoji. Ce scrie în ultimul mesaj trimis? Că mi se pare că nu se poate. Dați-vă dau un pic de context. Colega din clasă vrea să posteze un TikTok pe Instagram și a întrebat: sunteți de acord dacă îl postez? Și am spus că da, ok. Doar că nu știu dacă se poate, pentru că la noi în școală, dacă nu greșesc, este o regulă că nu ai voie să postezi dacă ai filmat pe teritoriul școlii. Ce ton muzical ai la telefon? Ai vizitat altă țară? Da, recent am fost în Paris, Barcelona, Italia, am fost în Egipt, am fost în Grecia, am fost în Bulgaria, Turcia și România, da. Mai pe scurt nu mai țin minte. Îți plac sușile foarte tare. Azi o vreau să mănânci sushi. De unde îți faci cumpărăturile? De la Kaufland, de obicei, sau de la Linela? Linela sau Kaufland, dacă vă uitați, sponsorizați-ne, noi vă facem reclamă, numai vă rog! Ai laptop sau desktop? Am laptop. Și fratele meu are și laptop și de... mai pe scurt, tot înțeles. Câți ani o să împlinești la următoarea aniversare, 12? Porți lentile de contact? Nu. Dar o colegă de la mine din clasă poartă. Și m-am uitat la dânsa cum și le scoate și le pune și am rămas traumatizat și am spus că nu, eu renunț la telefon în cazul ăsta dacă eu așa ceva pățesc, nu? Las telefonul, eu așa ceva nu vreau să pățesc. Îți vopsești părul? Nu. Povestește-mi ceva ce vrei să faci astăzi, pentru că deja ziua a trecut, vreau să mănânc sushi. Care este toppingul tău preferat de pizza? Cred că salamul și porumbul. Ce preferi, hamburgerii sau cheeseburgerii? Prefer cheeseburgerii pentru că îmi place cașcavalul, mai ales burgerii cu cașcaval. Iubesc. Ai stat vreodată toată noaptea trează? Ești odată n-ai stat toată noaptea trează. Ce culoare au ochii tăi? Ochii mei sunt de culoare cafenie. Irisul, nu tare. În ce zi ești născut? 1 martie 2013. Care este firma ta preferată? De haine
Aș spune Zara sau H&M. Ce ai vrea să schimb la tine? Nimic. Care este melodia ta preferată? Îmi place Semafoare de la Satoș. Îmi place Și dacă mâine nu mai vine. Îmi place Noapte pe la trei. Îmi place... N-avem scuze. N-avem scuze. Îmi place Mama mi-a spus. Ai scurt de la Satoș și toate îmi plac. De la Carla's Dream, Samuia, nu știu nici, dar doar îmi place Aier și acele. Și Adidas și Gri. Happy, anume refrenul de la Happy Nation, living in a happy nation. Ce țară ți-ar plăcea să trăiești și de ce? Moldova. Da, duceți-vă rog în Moldova, Zara, H&M, Sephora, Starbucks. Aduceți asta? Eu stau aici. Faceți și vreți, eu stau aici. Ce zodie ești? Sunt zodia Pești. Care este înălțimea ta? 1,48 m? Ai vrea să-ți schimbi numele? Nu. Ce telefon ai? Am iPhone 11 Pro Max. Care a fost primul concert la care ai fost? Eram mică și am fost cu Lollipops la primul meu concert. Și am avut deloc emoții pentru că eram mică. Care este trupa, formația ta preferată? Blind date. De ce ți-e cel mai frică de Cătălina? Serios? Glumesc! Nu, Cătălina e o fire foarte amuzantă. Dar dacă îi nervez, nu vrei. Așa mi-e frică de șerpi și de păianjeni. Ce jocuri se află în telefonul tău? Pentru a afla ce jocuri se află în telefonul meu, trebuie să intrați pe canalul meu de YouTube și să vizionați ce se află în telefonul meu. Jocul preferat cred că este Zombie Catchers. Filmul preferat, Matilda. Sau ritmul muzicii, mi se pare că așa se numește. Ce mâncare îți place? Sushi, lava cake? Te-ai rupt vreodată ceva? Nu. Materia preferată? Muzica cu doamna Cristina. Ce haine de firmă porți? Am o pereche de Adidas Dolce Gabbana. Am o geantă de la Dolce Gabbana. Am o geantă furla. O pereche de shorts le-am cumpărat de la Moschino, din magazin. Mai pe scurt, nu țin minte, dar știu că am vrut două eșarfe Gucci. Te pricep la desenat? Așa. Ce ai mâncat ultima dată? Am mâncat piure de bebeluș cu piersi. La mod serios. Deci, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Nu uitați să dați like, share și subscribe.